Admitere la facultăți, la Academia de Poliție, cei peste 2600 de candidați susțin probele fizice. Petre Nechita are informațiile. Bună ziua, e înghesuială mare și anul acesta la Academia de Poliție. 5 candidați se luptă pe un singur loc scos la concurs. În această dimineață au început testele fizice. Fetele au fost primele care au intrat în concurs. An de an însă cam jumătate dintre candidați nu reușesc să treacă de cele 3 probe. Vorbim de aruncarea mingii medicinale, de viteză și de rezistență. Primele probleme au apărut însă chiar înainte de începerea concursului propriu-zis. Sunt 9 candidați care nu au trecut de vizita medicală. Inițial aceștia și-au depus dosarul la structurile județene ale Ministerului de Interne. Au efectuat acolo o primă probă medicală și abia apoi au venit cu dosarul direct la Academia de Poliție. Tocmai de aceea, de la structura centrală a Ministerului s-a ordonat un control pentru a se vedea exact unde s-a greșit în teritoriu. Petre, mulțumesc! A 4-a oră a fost cu noroc pentru că